De vânturi în toate colțurile țării noastre pentru a vă vesti că venim din casa marelui nostru vecin, Uniunea Sovietică. Priviți-l cu atenție pe acest om. Lider al Partidului Național Român la Marea Unire din 1918, de trei ori doctor în drept administrație și economie, cunoscut pentru apetitul său de petrecărăz, dar și ca fiind mare amorez, Petru Groza era speculatorul perfect. Nu a reușit mai nimic în politica interbelică și, deși era putre de bogat și ar fi vândut orice pentru a ajunge într-o poziție de putere în România. Petru Groza și partidul său de buzunar, Frontul Plugarilor se numea, a fost ales de sovietici și impus nu pentru a conduce România, ci pentru a masca, precum un paravan din funcția de premier al României, jaful la care țara noastră a fost supusă după al doilea război mondial. Astfel, dacă din 1945 celelalte țări europene, capitaliste și comuniste, au reînceput construcția, reconstrucția, în România nici n-a putut fi vorba de așa ceva încă 5 ani după război. În 1945, agricultura a scăzut la nivelul de după războiul de independență, iar foamea a atins în 1947 un nivel mai crunt decât cel din 1907. În județele Moldovei s-au produs în acel an doar 5.000 de vagoane de cereale, de patru ori mai puține decât ar fi fost necesar pentru hrănirea populației. Istoricii nu știu nici azi exact dacă în acea perioadă au pierit de foame zeci de mii sau doar mii de români. Americanii au alocat un ajutor umanitar de 3 milioane de dolari pentru hrănirea populației României ocupate de ruși. Transporturi cu ajutoare în hrană au mai venit din Suedia, Elveția, de la Vatican și chiar din Bulgaria. Dar în tot acest timp trenuri cu cereale, lem, petrol, minereuri și alte resurse plecau deja în URSS, căci România pierduse războiul și despăgubirea fusese evaluată la 300 de milioane de dolari. Comparabil în epocă cu întreg PIB-ul României, această datorie a fost umflată la 2 miliarde de dolari plus încă 5 miliarde de dolari răscumpărarea sovromurilor. Abia după 30 de ani de la sfârșitul războiului, România a încheiat plata unor despăgubiri către URSS care au totalizat de 15 ori PIB-ul țării din 1945. Dar poporul nu știa asta. Oamenii mureau de foame și poate se bucurau citind în scânteia că rușii ne-au mai redus datoria. Este greu de făcut o comparație în bani, căci din Germania rușii au luat fabrici cu totul, au demontat căile ferate, le-au transferat în URSS, dar este posibil ca în valoare absolută, jaful făcut în România de ruși să fi depășit de spăgubirile făcute de Germania către URSS după al doilea război mondial. Să ne concentrăm puțin însă atenția asupra acestui sinistru personaj din istoria țării noastre, doctorul Petru Groza, impulsiv și autoritarist, dar superficial, teatral și pervers la nevoie, Petru Groza n-a fost niciodată membru al Partidului Comunist, ceea ce este o ciudățenie dacă stai să te gândești, chiar dacă există suspiciunea că rușii l-ar fi folosit pentru a-i finanța pe comuniști înainte și în timpul războiului. A rămas cu al său front al plugarilor un partid inexistent care s-a și desfințat în 1953 după ce Petru Groza n-a mai fost premier și preferința lui Stalin pentru acest trădător român este aparent ciudată. Într-una dintre notele scrise chiar de către Petru Groza după moartea lui Stalin, acesta povestește cum a câștigat simpatia dictatorului sovietic încă de la prima lor întâlnire. M-am apropiat de el, m-am aruncat în genunchi, i-am sărutat picioarele și am spus în sfârșit mi-am atins idealul de mic copil. Ziua asta va fi cea mai frumoasă din viața mea. Stalin vădit, impresionat, m-a luat de braț, m-a ridicat, m-a îmbrățișat, îi făcuse, zice, îi făcuse o impresie deosebită circul meu și pe urmă l-am și câștigat. Eram un teatralist fără pereche, spune chiar Petru Groza despre el însuși. Stalin nu era însă un idiot și l-a folosit pe acest clovnur ca la cârma țării pentru a-și atinge scopurile. Petru Groza n-a condus România, au făcut-o consilierii sovietici în locul său. El s-a implicat însă în convingerea regelui Mihai să abdice pentru a putea glumi apoi, și din nou îl citez, ultimul rege, zicea, ultimul rege pe care îl recunosc a fost Decebal. După el am devenit și eu republican. Între 1945 și 1952, jaful național operat atât de eficient în România de către Uniunea Sovietică a fost dublat de un jaf individual, mai cunoscut și sub numele de naționalizare cu variantele sale agricolă numită cooperativizare, dar și cu cea financiar monetaristă numită stabilizare. În vara anului 1947, prețul unei pâini în România era de 165.000 de lei, iar cea mai mare bagnotă emisă în acel an de BNR era de 5 milioane. Pe 15 august 1947, toată populația României sărăcește peste noapte. Sub pretextul inflației, care era într-adevăr mare, statul decide schimbarea banilor la o paritate de 20.000 de lei vechi pentru un leu nou. Se impun însă limită de sume, astfel încât un agricultor poate schimba maximum 5 milioane de lei vechi, deci echivalentul la 30 de pâini, un muncitor sau un funcționar au dreptul să schimbe 3 milioane de lei vechi, deci echivalentul la 18 pâini, iar o persoană fără serviciu poate schimba maximum 1,5 milioane de lei vechi, deci echivalentul la 9 pâini. Schimbul se face rapid, perioada limită de schimbare a banilor fiind de câteva zile. Cei care de frica inflației își mai păstrau averea în aur aveau să fie căutați de securitate, iar aurul confiscat. În două zile, statul a confiscat astfel 94% din masa monetară a României aflată în circulație. Pentru că cei de la BNR au protestat față de aceste măsuri, conducerea Băncii Naționale a fost arestată. Un an mai târziu, pe 11 iunie 1948, toate cele 1050 de întreprinderi industriale, bancare, de asigurări, miniere și de transporturi din România treceau prin lege în mâini. Statului, ca bun de consum al poporului. Reforma agrară începe imediat după război, în 1945, prin confiscarea marilor proprietăți și exploatații agricole și împărțirea lor țăranilor. Din cauza haosului creat însă, o mare parte a pământurilor a rămas nelucrată, iar foametea a venit în primul rând din această cauză. În 1947 are loc a doua fază a naționalizării din agricultură, care constă în confiscarea proprietăților țărănești mai mari de 50 de hectare. A treia fază a cooperativizării începe în 1949, după un plan ținut secret până atunci, și constă în convingerea tuturor țăranilor să își de în CAP-uri proprietățile pentru exploatare comună. Teoretic, vitele, atelajele și ogoarele CAP-urilor nu au intrat imediat în proprietatea statului, dar, practic, țăranii au fost convinși, cel mai desprinteroare, să semneze acte de predare a proprietății. Cei mai mulți au rămas doar cu găinile din curte, urmând apoi să primească bani în mod egal în funcție de norma prestată la global și valorificată de CAP. Veniți cu toată încrederea alături de noi, de marea mulțime a țărănimii, de țărănimea colectivistă muncind toți la oaltă în gospodării colective pe tot pe întinsul țării, vom făuri bunăstarea și fericirea pentru toți, pentru noi și familiile noastre. Rezistența țăranilor români la colectivizare a fost una puternică. În 1953, după moartea lui Stalin, autoritățile de la București păreau să slăbească presiunea asupra lor de a-și înscrie proprietățile la colectiv. Procesul a fost reluat totuși în 1956 și complet finalizat în 1962. Există o mare diferență între colectivizarea făcută în România și cea din Bulgaria, de exemplu, sau din alte țări comuniste. La noi țăranii au rămas săraci. În Bulgaria sau în Ungaria sau în alte țări din blocul comunist, colectivizarea fie n-a fost totală, țăranilor permițându li să dețină unor loturi individuale, fie salariile pe care le primeau acești lucrători agricoli care își dăduseră pământurile și vitele erau mult mai mari, comparabile cu cele din industrie. Nu și în România, însă. La noi, deși, începând din 1950, producția agricolă a început să fie mai mare decât cea din 1939, înainte de război, deși agricultura a primit investiții uriașe, în special în mecanizare. Salariile mizerabile, combinate cu lipsa alternativei micii proprietăți sărănești, a dat naștere unor fenomene sociale ciudate. În primul rând, furtul de la CAP a devenit un fenomen de masă. În ciuda pedepselor aspre introduse, în ciuda faptului că ajungeau oamenii la pușcărie și pentru un sac de știuleți luați din colda pe care tot ei o munceau, Furtul din averea tuturor a fost și un mod de răzbunare pe colectivizarea forțată. Țăranii au devenit de asemenea foarte eficienți și în ascunderea vitelor pe care erau obligați să le contracteze cu statul la prețuri de 2 lei. Un al doilea fenomen de masă a fost migrarea populației rurale de la sate la orașe cu niște efecte dramatice de asemenea, e foarte adevărat, dar la fel de, la fel de interesante din, punct, din perspectivă istorică. În primul rând, structura etnică a orașelor, extrem de colorată și amestecată în perioada interbelică s-a ameliorat datorită emigrației românești de la sate. O să vă dau doar exemplu orașului Timișoara, ponderea românilor în 1941 la Timișoara era de 37% doar. În 1956 urcase la 53%, în 1966 românii erau 62% din locuitorii Timișoare, atenție, fără ca populația germană sau cea maghiară să scadă în acest oraș. Populația germană a scăzut mai târziu când Ceaușescu ne-a nemții la bucată ca pe vite. Dar din 56 și până în 1977, populația de etnie germană a orașului Timișoara a crescut numeric de cu 15%, iar cea de etnie maghiară a crescut numeric cu 25%. Au pierdut însă ponderea, deoarece populația românească a crescut cu 130% în această perioadă a colectivizării și industrializării forțate. Aici intervine un fenomen și mai interesant. Cum au devenit comuniștii români, un grup de golani finanțați de la Moscova până în 45, să dezvolte la nici 10 ani de atunci un spirit naționalist de opoziție față de Moscova? o să râdeți. Un rol important în acest sens l-a avut chiar Stalin, care spre sfârșitul vieții sale a devenit extrem de antisemit, așa cum și Hitler fusese. În numele Comitetului Central al Partidului Mustrez Român și al Guvernului Republicii Populare Române, în numele întregului popor român, adresez un căldros salut ostașilor sovietici care se întorc în patrie. Evit cât pot în această emisiune controversele politice, însă dezvoltarea industrială care a început odată cu Gheorghiu Dej nu poate fi disociată nici de linia naționalistă care a început ca antisemită în PMR, viitorul PCR, și a devenit apoi antisovietică, nu poate fi disociată nici de vasi criza de sistem produsă în Uniunea Sovietică, la moartea lui Stalin în 1953. Dacă Ana Pauker, agent sovietic, cominternist, a fost probabil cel mai puternic artizan al terorii de după război, dar și adevăratul motor al guvernelor Groza, ascensiunea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, dar și a lui Ion Gheorghe Maurer, o personalitate mai puțin titrată azi, precum și tensiunile dintre comuniștii români și ucrainianul Nikita Hrușciov, care i-a succedat lui Stalin la conducerea URSS, acestea reprezintă Embrionii deciziei de dezvoltare economică a României într-un registru de relativă independență față de blocul sovietic. O să ne aplicăm puțin atenția asupra lui Maurer, dar înainte de asta aș vrea să știți că de pe la sfârșitul anilor 50, dar mai pregnant de prin 70 și până în 1985, România a folosit masiv politica externă în ajutorul economiei. Există două personalități care au jucat un rol crucial în această strategie, mai puțin cunoscute însă: Ion Gheorghe Maurer, ministru de externe, iar apoi mai mult de un deceniu premier, și Corneliu Mănescu. De asemenea, ministrul de externe în timpul lui Maurer. Acești doi oameni, cu adevărat deștepți, sfătuitori și apropiați și ai lui Dej și apoi și ai lui Ceaușescu, au compensat lipsa de educație economică a liderilor comuniști. Născut din părinți francezi rezidenți la București, Jean-Gheorghe Maurer parcurge o carieră de avocat și procuror în perioada interbelică și intră târziu în Partidul Comunist. Ales membru al Academiei în 1955, devine ministru de externe în 1957 și prim-ministru din 1961. Personalitate puternică, Maurer este singurul care are curaj să-i spună lui Stalin că Ana Paucăr nu ar trebui să devină liderul PMR, ajutându-l astfel pe Gheorghiu Dej să urce în această funcție. Mult mai târziu s-a aflat faptul că, spre deosebire de cominternista Ana Paucăr, Gheorghiu Dej fusese în perioada interbelică un agent de contraspionaj al siguranței, cu rol de monitorizare al infiltrărilor sovietice ce pregăteau comunizarea României. Este posibil ca Maurer, fost procuror și apoi avocat al ilegaliștilor comuniști, să fi știut și acest episod din istoria lui Dej, dar și pe cel de agent sovietică la nei După moartea lui Stalin în 1953, Maurer joacă un rol din ce în ce mai important în conducerea României, contribuind decisiv la planurile de emancipare economică de sub tutela Uniunii Sovietice. Planurile de industrializare, concepute de la finalul anilor 50 și continuate după 1965, odată cu venirea la puterea lui Nicolae Ceaușescu, îl au pe Maurer drept artizan real și puțin a lipsit ca acesta să devină liderul României la moartea lui Gheorghe Deș. Om de acțiune, Maurer a refuzat în 1965 oferta lui Dej de a-i succede la putere preferând să-l sprijine pe mai tânărul Nicolae Ceaușescu, al cărui premier a rămas până în 1974. Ion Gheorghe Maurer a ieșit din scena politică în 1972 după un foarte ciudat accident rutier din care abia a scăpat cu viață. Deși o opinie răspândită în rândul istoricilor este că accidentul lui Maurer a fost de fapt un atentat, nu este clar nici azi dacă acesta a fost comandat de Ceaușescu sau de Moscova. Rămâne totuși o certitudine faptul că după retragerea sa din funcțiile politice, Maurer a primit de la Ceaușescu protecție și toate beneficiile funcției. Trăind Într-o vilă din cartierul primoverii, încă 26 de ani. A murit în anul 2000, la venerabilă vârstă de 98 de ani. Nu uitați că vorbim încă de o România ocupată de trupele sovietice. Stalin murise în 1953. Ana Paucăr fusese eliminată de la conducere în 1952, dar asta nu îi scosese pe ruși din țară. Armata Roșie era aici, comisarii sovietici erau tot aici, iar sovromurile, întreprinderile mixte romano-sovietice, jucau în continuare România. Prima carte externă. Jucată de Dej este în 1956 când România se implică, din păcate, în mod decisiv în înăbușirea Revoluției de la Budapesta. Nu numai că armata română invadează Ungaria alături de cea sovietică, dar liderii revoluționari maghiari sunt deținuți în România după înăbușirea Revoluției anticomuniste. Este, aceasta este istoria reală a țărilor noastre și trebuie să o spunem să o cunoaștem așa cum a fost ea, nu să o ascundem sub nicio formă. Gheorghiu deja a premeditat însă cu un cinism bine calculat această crimă de politică externă. Invazia unui vecin este o crimă de politică externă. Dar Dej a negociat cu rușii la schimb retragerea armatei roșii din România și desfințarea sovromurilor ceea ce se și întâmplă în anul imediat următor, chiar dacă răscumpărarea părților sociale rusești din sovromuri supraevaluate a îndatorat de asemenea masiv România cu încă 5 miliarde de dolari. Dar nimic nu se putea construi cu rușii aici în țară. Un al doilea moment de asemenea de răscruce are loc în 1964, când URSS publică planul Valev, cel care ar fi trebuit să condamne România alături de Bulgaria, Basarabia, atunci Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, așa se numea, și Ucraina, părți din Ucraina, la un rol de grânar al blocului socialist. Comuniștii români știau că rușii începuseră să lucreze încă din 1957 la un astfel de plan care ar fi condamnat România la subdezvoltare. Acesta este adevăratul motiv pentru care Gheorghiu Dej, alături de Maurer și mai târziu de Ceaușescu, dezvoltă o linie de dizidență față de Moscova, ce a dus la industrializarea forțată a României. Uh, rămâne și astăzi controversată moartea subită a lui Gheorghe Gheorghiu Dej în 1965, în epocă și Maurer și Ceaușescu, fiind convinși că liderul Republicii Populare Române ar fi fost asasinat de ruși prin iradiere, tocmai pentru că se opusese planului Valev. Totuși, cea mai probabilă cauza a morții lui Gheorghiu Dej este iradierea accidentală, descrisă foarte interesant de istoricul polonez Adam Burakovski. În cartea sa, dictatura lui Nicolae Ceaușescu, geniul Carpaților, istoricul polonez prezintă o versiune foarte interesantă referitoare la moartea lui Gheorghe Dej, găsită în amintirile liderului comunist Gheorghe Apostol, unul dintre apropiații lui Dej. După spusele lui, în 1961, în biroul lui Gheorghe Dej a venit liderul comunist Kivu Stoica, prim-ministru până atunci, și a adus cadou lui Dej prima bucată de uraniu produsă de o uzină care până nu demult fusese Sovrom. Șeful statului a luat obiectul respectiv și l-a pus pe un raft, fără să știe exact ce este uraniul și cât poate fi de periculos. Mai târziu, directorul fabricii Steagul Roșu din Brașov a ajuns și el în biroul lui și a atras atenția că păstrarea unui astfel de obiect în apropiere poate fi dăunătoare pentru sănătate. Ministrul Energiei a venit cu un contor Geiger și a testat nivelul de radiație din biroul șefului statului. Într-adevăr, acesta s-a dovedit a fi periculos, iar bugata de uraniu a fost îndepărtată. Dar Gheorghiu Dej fusese deja iradiat murind din cauza unui cancer provocat tocmai pe această cale. Deși istoricul polonez Adam Burakovski consideră că povestea lui Apostol este destul de neverosimilă, el amintește faptul că orizontul comuniștilor români și în special cel al lui Kivu Stoica, cel care a adus lui Dej un cadou sub formă de uraniu, era destul de îngust. Indiferent că această poveste este sau nu adevărată, rămân certe câteva lucruri. Cancerul lui Gheorghiu Dej a apărut și s-a manifestat în primăvara, iarna, primăvara lui 1965, iar liderul comunist s-a curățat în două luni. Al doilea lucru relevant este că moartea rapidă a lui Dej a avut un efect puternic asupra comuniștilor români, inclusiv asupra lui Ceaușescu și a lui Maurer. Aceștia au fost convinși că rușii l-au asas asasinat pe liderul țării și reacția de frondă la adresa URSS nu s-a diminuat, ci s-a accentuat. Orașul Onești a primit numele Gheorghiu Dej, nume pe care l-a păstrat până la Revoluție, iar combinatul fidex galați o investiție planificată, în ciuda opoziției lui Hrușciov și inaugurată de Ceaușescu un an mai târziu, în 1966, când la Moscova venise însă Brejnev, a primit de asemenea numele lui Dej. Oricum, indiferent de motiv, este cercă începând din 1958, România intră într-un proces de industrializare forțată, un proces care însă a fost bine gândit până la un punct, diferitele industrie au fost răspândite pe tot cuprinsul țării, astfel încât să absorbă forța de muncă de la sate către orașe. Iar politica de stimulare demografică, începută în 1965, prin interzicerea avorturilor, subvențiile acordate celor cu mai mulți copii, dar și așa-numita taxă de celibat pentru persoanele necăsătorite, toate astea au compensat mișcarea populației de la sat la oraș, în așa fel încât nici satele nu s-au depopulat. S-a mai echilibrat însă discrepanța sat oraș industrie-agricultură. Deși imediat după război optimismul populației crescuse, iar numărul anual de nașteri revenise spre 440.000, o valoare apropiată de cea din 1940, teroarea obsedantului deceniu pare a fi schimbat fundamental percepția românilor despre viață. Pe la mijlocul anilor 50 și până în 1965, numărul anual al nou-născuților a scăzut cu 40%, ajungând la doar 280.000 pe an. Țara era ocupată, foametea a lăsat o amprentă serioasă asupra unei întregi generații, iar populația a scăzuse la 18 milioane, din care 75% treiau la sate, ocupați în agricultură adică trăiau greu. De altfel, această ramură economică, agricultura încă făcea aproape jumătate din PIB-ul României, la fel ca înainte de război. După emiterea decretelor privind interzicerea avorturilor și subvenționarea familiilor cu mai mulți copii, dar și odată cu creșterea percepției privind securitatea socială, numărul nașterilor s-a dublat pur și simplu, depășind 500 de mii în 1967. A rămas peste 400 de mii pe toată durata deceniului 8, ceea ce a făcut ca în 1987 populația României să depășească 23 de milioane de locuitori. Asta, deși percepția s-a schimbat în anii 80, perioadă în care numărul anual al nașterilor a variat între 300.000 și 400.000. Oricum, schimbările demografice au permis reașezarea bazei salariale. Dacă la sfârșitul anilor 60 în România erau peste 5 milioane de lucrători agricoli și aproximativ 2 milioane de angajați în industrie, un deceniu mai târziu cele două ramuri aveau fiecare aproximativ 3,5 milioane de angajați. La finalul anilor 80, agricultura număra doar 3 milioane de români, asta deși populația satelor depășea 10, Milioane de oameni, iar cu tot cu membrii cooperatori care nu erau socotiți printre angajați, 7 milioane de oameni erau ocupați în agricultură. În tot acest timp, celelalte ramuri economice angajau 5 milioane de români. Știu că vă sună foarte bine 8 milioane de angajați plus 3 milioane de cooperatori, însă, așa cum veți vedea, aceasta a fost o adevărată bombă amorsată care a și dus la falimentul sistemic al comunismului. O să revin puțin mai târziu asupra acestui aspect, deocamdată aș vrea să ne concentrăm pe politica de industrializare începută sub Dej și continuată exploziv sub conducerea tânărului Ceaușescu, care avea doar 47 de ani când a venit la conducerea României, dar care a fost sfătuit incredibil de bine cel puțin o perioadă de timp de la momentul 1965, economic vorbesc. Industrializarea asta, a fie ea și forțată, nu era un lucru rău în sine. A creat o creștere economică explozivă, începând de la finalul anilor 60 și aproape pe tot parcursul decenului 70 și s-a bazat pe investiții, importul de resurse, exportul de produse finite și încă ceva, ceva important, transferurile de tehnologie. Cel mai probabil, Ion, Ion Gheorghe Maurer este artizanul acestui plan de dezvoltare, dar nu trebuie minimalizate nici meritele lui Ceaușescu în această fază, care, deși un om needucat, avea doar patru clase, dacă mai țineți minte, și o școală de ucenicie în Cizmărie, e bine, Ceaușescu a fost totuși capabil să priceapă concepte economice dificile, așa cum sunt... Balanța de plăți, productivitatea muncii, o spun istorici, să știți nu o spun eu. Un alt aspect interesant este acela că cea mai mare parte a creșterii economice din anii 70 erau creștere anuale cu două cifre, cum mai China mai făcea, ei bine, cea mai mare parte a creșterilor erau direcționate către populație, fie prin creșteri de salarii, fie prin subvenționarea prețurilor produselor de larg consum și a serviciilor. Vorbim de anii 70. Acestea sunt explicațiile reale ale popularității lui Nicolae Ceaușescu din momentul 1968, când a luat poziție împotriva invadării cehoslovaciei de către ruși, și până către finalul anilor 70, când economia românească pur și simplu s-a supraîncălzit. Să fim puțin atenți, însă, la momentul 20 august 1968, seara în care trupele tratatului de la Varșovia au invadat Ceoslovacia. Mai țineți minte, în 1956 România lui Deci participase și chiar jucase un rol important în înăbușirea Revoluției de la Budapest, în Ungaria, în schimbul retragerii Armatei Roșii din țara noastră. 12 ani mai târziu, Ceaușescu avea să îi surprindă și pe ruși, dar și pe americani. Cetățeni ai țării românești, pătrunderea trupelor celor 5 socialiste, în Ceoslovacia constituie o mare greșeală, o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Este de neconceput în lumea de astăzi, când popoarele se ridică la luptă pentru a-și apăra independența națională pentru egalitatea în drepturi, ca un stat socialist, ca state socialiste, să încalce libertatea și independența unui alt stat. Tare, nu? Americanii s-au întrebat cine este Ceaușescu ăsta, de partea alta a cortinei de fier la Moscova, Leonid Breșnev era încă în faza de consolidare a puterii și n-a fost deloc fericit să vadă că România iese din rând. Țara noastră a fost foarte aproape de a fi invadată atunci și nu este clar dacă acest lucru nu s-a întâmplat datorită firii lui Breșnev, mai înclinat spre negociere, spun istoricii, sau datorită intervențiilor făcute de Occident și mai ales de Statele Unite ale Americii. Să notăm însă faptul că fost ministru de externe, Gheorghe Maurer, era prim ministrul la acea dată și tot el îl promovase pe postul său de la Ministerul de Externe pe Corneliu Mănescu, care nu era un politruc, era un specialist ce a condus Ministerul de Externe în toată perioada în care Maurer a fost premier. Cu un an înainte de invazia Cehoslovaciei, Corneliu Mănescu devenise primul diplomat provenit dintr-un stat socialist care condusese în calitate de președinte lucrările Sesiunii Națiunilor Unite. Vă dau aceste detalii pentru că acești oameni au știut să-l sfătuiască pe Ceaușescu și împreună să folosească orice interes pe care americanii. L-ar fi avut în legătură cu România la acea vreme. Dizidența în cadrul blocului sovietic era, desigur, importantă, dar românii au mai reușit ceva, la fel de important, mi se pare. Intermedierea diplomatică în relațiile americanilor cu chinezii. Toate acestea s-au concretizat în ceva ce România nu putea obține de la un RSS deja foarte ostil, mă refer la finanțare și, mai important, la transferurile de tehnologie. Cum credeți că au apărut uzinele Dacia de la Pitei sau avioanele Rombach, BAC venind de la British Aircraft Corporation? Erau avioane civile făcute la Băneasa, dar cu motoare Rolls-Royce, după o licență cumpărată în 77. Dar cele mai importante schimburi tehnologice s-au făcut prin Germania Federală. În 1967, România era primul stat socialist care recunoștea diplomatic Republica Federală Germană, stat membru NATO, iar în 1974, România semnează un acord și cu Comunitatea Europeană, Uniunea Europeană de mai târziu. Și dacă în momentul stabilirii relațiilor diplomatice cu vești germanii sovietice au făcut crize de nervi, câțiva ani mai târziu, Corneliu Mănescu, artizanul acestor relații, discuta deschis cu cancelarul Willy Brandt despre reunificarea Germaniei și despre dreptul nemților de a trăi într-o singură țară. Dar substratul acestor relații a fost unul pur economic, căci în urma unui acord încheiat în 1967, România Socialistă deschide poarta de ieșire din lagărul socialist a tuturor cetățenilor de origine germană. În 22 de ani, țara noastră a vândut ca pe peste 250.000 de sași și de jvabi, care s-au stabilit definitiv în RFG, iar România a primit la schimb aproximativ 1,3 miliarde de mărci germane pentru ei. Mărci plus tehnologii, în special pentru industria oțelului, dar și pentru cea chimică. Combinatul de oțeluri speciale de la Târgoviște, ca și cel de la Călăraș, sunt făcute cu ajutorul vești germanilor. Dar cel mai important a fost de departe ajutorul american. Statele Unite dezvoltă o relație economică specială cu România socialistă, care i deschid poarta exporturilor către uriașa lor piață prin a acordarea clauzei națiunii mai favorizate, dar și accesul la finanțare prin intermediul Fondului Monetar Internațional. Deși investițiile în cercetare începuseră încă de pe vremea lui Gheorghiu Dej, care și-a dat seama atunci, în anii 50, cât de pro cât de problematică și mai ales cât de politică era dependența de tehnologia rusească cu care s-au făcut, de exemplu, primele hidrocentrale sau primele termocentrale din România. Cu excepția unor succese episodice, din păcate, cercetarea românească nu a ținut pasul, să știți, cu dezvoltarea industrială a României așa se face că mai târziu, când Ceaușescu a renunțat la deschiderea internațională și a pierdut aportul de tehnologie veste europeană și americană în special, întreaga industrie românească a pierdut competiția la export, mare parte a produselor devenind uzate moral. Adică depășite din punct de vedere tehnologic. Știu, o să enervez generațiile de ingineri care au astăzi vârsta părinților mei, dar nici nu aveau vreo șansă într-o lume închisă, fără acces la uh, comunicările științifice mondiale. Apoi, întreaga industrie românească avea o problemă de anvergură, ce a cauzat mari probleme atunci, dar și astăzi, mai târziu, în zilele noastre. Vă dau exemplu combinatului de apă grea de la Drobeta Turnu Severin. Este cel mai mare din lume de acest fel. Dar din cele șase reactoare de la Cernavodă pe care trebuia să le alimenteze cu apă grea, s-au mai făcut până astăzi doar două. Ce să faci cu cel mai mare combinat de apă grea din lume? Apoi, o industrie supradimensionată, concepută pentru export. Avea nevoie, bineînțeles, de resurse energetice pe măsură. Da, România era o țară cu resurse, dar nu cu atât de multe resurse. În 1978 industria petrolieră și-a atins vârful istoric de producție, ajungând la 14 milioane de tone de țiței. Atâta doar că industriile chimică și petrochimică dezvoltate aveau nevoie, aveau nevoie atunci de 32 de milioane de tone de țiței pe an, care de unde veneau? Păi, la început din URSS, Apoi, din Iran, din Libia, dar vă dați seama cât de expusă a fost găsită România de crizele ziseiului din anii 70? Industria energetică și cea siderurgică nu puteau fi susținute doar de minele de cărbune din România, așa că, bineînțeles, cărbunele suplimentar trebuia și el procurat de undeva. Ceaușescu a încercat să importe resurse ieftine, subvenționate, frățește, din URSS și din țările CAIER. De aici investiția extrem de hazardată și dezastroasă până la urmă în Crivoi, rog, pentru a exporta apoi val pe valută forte produse finite în țările occidentale. Atât doar că nici rușii nu erau proști, nu erau veniți cu pluta, aveau oricum probleme cu susținerea prin astfel de subvenții a întregului lagăr socialist. De altfel, la mijlocul anilor 80, când Gorbachev a ajuns la conducerea URSS, acesta a înțeles repede faptul că sistemul de subvenționare prin resurse a țărilor socialiste ruinează Rusia oricât de bogat ar fi ea și iertați-mă dacă eu cred că acesta este adevăratul motiv pentru care a și căzut cortina de fier, iar nu deschiderea spre libertate a popoarelor a lui Mihail Gorbaceov. Să nu anticipăm să ne întoarcem la mijlocul anilor 70, într-un moment în care Ceaușescu ajunsese în vârful de popularitate, iar nivelul de trai din România era probabil, probabil, la cel mai înalt nivel din secolul 20. Zic probabil pentru că las loc oricui vrea să mă contrazică dacă asta dorește. Să revenim deci în 1972, când în scena economică românească intră un actor nou, Fondul Monetar Internațional. 1972 este anul în care România devine stat membru al Fondului Monetar Internațional, organizație dominată și finanțată de Statele Unite, având ca scop declarat echilibrarea balanței de plăți a țărilor cu datorii. 1972 este însă și anul îndepărtării lui Corneliu Mănescu de la Ministerul de Externe, dar și anul accidentului rutier care a provocat retragerea prim-ministrului Ion Gheorghe Maurer. Ceaușescu și Maurer avuseseră deja câteva dispute majore privind ritmul de industrializare al României. Maurer susținea că acesta este prea rapid, iar economia are nevoie de o perioadă de reașezare după ritmuri anuale de creștere de aproape 10%. Ceaușescu însă l-a acuzat public de defetism economic, neputând să înțeleagă ciclicitatea oricărei economii. Însă, în mod formal, 1974 este anul instaurării dictaturii personale a lui Nicolae Ceaușescu, dar și momentul de la care Ceaușescu începe să se înconjoare de oameni mult mai puțin competenți în strategii economice și externe. Din 1975 și până în 1982, România încheie trei acorduri de finanțare cu FMI, iar datoria externă a țării crește de peste 20 de ori, de la numai 0,5 miliarde de dolari la 10,4 miliarde de dolari. Structura datoriei arată însă că doar 1,5 miliarde de dolari erau bani de la FMI, iar 5,5 miliarde fusese împrumutate de la bănci comerciale occidentale în baza acordului cu femei. Relația României cu femei se încheie abrupt în 1982, când țara intră în incapacitate de plată, nu și mai poate achita datoriile, iar femeii refuză eliberarea tranșei a treia din ultimul acord. Este momentul deciziei lui Nicolae Ceaușescu de a achita integral datoriile externe. Istoricul polonez Adam Burakovski scrie că pe 16 decembrie la conferința națională a PCR Ceaușescu a anunțat că scopul lui este achitarea până în anul 1985 a jumătate din datoria externă, iar în primii 2-3 ani din următorul cincinal a tuturor creditelor externe. Această declarație de o importanță fundamentală n-a fost apreciată la justa ei valoare de către contemporani, probabil din cauza că mesajul ei a fost considerat prea puțin realist. De fapt, ea a devenit o obligație deosebit de constrângătoare. Asumarea acesteia din partea lui Ceaușescu însemna că el era hotărât să se elibereze cu orice preț de influențe străine, preț pe care urma să-l plătească întreaga societate și în cele din urmă chiar el. România și-a terminat de achitat datoriile externe în martie 1989. Ultima tranșă a fost plătită în mod ostentativ, cu sași de bani mărunți, trimiși la sediul creditorilor într-un gest de frondă față de instituția financiară internațională. Acum sigur că dumneavoastră veți fi tentat să faceți o corelație între achitarea datoriilor în 1989 și moartea lui Nicolae Ceaușescu în același an. Ajungem imediat și acolo. Dar înainte de asta, haideți să înțelegem cum a ajuns Ceaușescu la decizia că trebuie să achite datoriile pe care le făcuse pe parcursul anilor 70 la creditorii săi occidentali. Înainte de toate trebuie să înțelegem că industrializarea forțată ridicase PIB-ul României din 1950 și până în 1980 de vreo 20 de ori. Poate vi se pare mult și chiar este. Dar asta și pentru că după război țara chiar a fost secătuită de resurse și venea de foarte jos. Problema era că în 5 ani, între 1975 și 1980, datoria externă ajunsese la 30% din PIB. Iar leul nu era convertibil, altfel spus, nu puteai plăti datoriile externe cu lei. Trebuia încasată valută. Iar asta se obținea numai din exporturi. Dar ce să vezi? Și importurile, tot cu valută, se plăteau. Iar la finalul anilor 70, importurile erau cu aproximativ 5 miliarde de dolari pe an mai mari decât exporturile, din cauza materiilor prime de care industria românească la, supradimensionată avea nevoie, așa cum v-am arătat. Deci, cum să plătești datorii externe cu valută? când ție nu ți ajunge valuta nici pentru materia primă. Colac peste pupăză. La mijlocul anilor 70, din cauza crizei petrolului, americanii și-au devalorizat dolarul prin renunțarea la etalonul aur, ceea ce a produs o monstruoasă criză financiară, similară ăsteia de o trăirăm acum. Prin, bineînțeles, prin scumpirea creditului. Așa se face că din 1978 și până în 1981, dobânzile plătite de o țară ca România la creditele externe occidentale s-au triplat, ajungând aproape de 20% pe an dobânda. N-a fost o conspirație mondială, să știți, sau cel puțin n-a fost una împotriva României. Pur și simplu Ceaușescu și România odată cu el învăța pe propria piele ce înseamnă ciclurile economice, de ce nu e bine să crești prea repede și să te supraîncălzești? De ce nu e bine să te împrumuți peste măsură? Imaginați-vă ce înseamnă vreo 3 miliarde de dolari pe an, serviciul datoriei, plus 5 miliarde diferența între importuri și exporturi, este pur și simplu definiția falimentului. Ce putea face Ceaușescu? Ajunsese în situația ignorantului care și-a luat casă acum, înainte de criza din 2008 și n-a mai putut plăti ratele. Ce faci într-o astfel de situație? Ori îți vinzi casa, nu? Ori nu mai mănânci ca să strângi bani. Ceaușescu a ales să nu mai mănânce. Din păcate să nu mai mănânce țara. Dar interesant este că altceva a contribuit major la decizia sa de a plăti integral datoriile externe. În baza tratatului încheiat pe 15 iunie 1981, femeia a acordat României un împrumut în valoare de 1,3 miliarde de dolari, însă cu condiția de a încetini ritmul industrializării și de a crește alocările pentru agricultură. Este posibil că această cerere să fi fost determinantă în decizia lui Nicolae Ceaușescu de a plăti datoriile externe, căci în esență ceea ce dorea femeiul în 1981 ceruseră și sovieticii în 1964, prin planul Valev, cel pe care comuniștii români îl consideraseră o adevărată condamnare la subdezvoltare. În 1982, autoritățile române au început să aplice în ritm alert un program drastic de economii, ceea ce s-a bucurat de încuvințarea femeii. Primele dispoziții se refereau la circulația produselor agroalimentare și nu aveau caracter strict economic. S-au introdus pedepse cu închisoarea între 6 luni și 5 ani pentru procurarea de produse alimentare de bază în cantități mai mari decât îi erau necesare unei familii pentru o singură lună. Concomitent, a fost introdusă raționalizarea produselor alimentare, măsură care s-a menținut până la căderea lui Ceaușescu. De-a lungul întregului an 1982, prețurile au crescut mereu, ajungând la o medie anuală de 35%. În același timp s-a decis majorarea exportului de energie în scopul accelerării plăților pentru achitarea datoriei externe și a fost recunoscută necesitatea de a se limita utilizarea curentul electric la consumatorii casnici. Altfel spus, a fost redus până la limită iluminatul stradal, s-a raționalizat căldura, dar și furnizarea curentului electric în orele de vârf de consum seara, iar gazul s-a scumpit cu 150%. Un program de alimentație științifică a populației elaborat de Iulian Mincu a promovat reducerea consumului mediu de hrană în rândul populației, dar asta doar pentru a justifica absența și raționalizarea alimentelor de bază din comerț. În fapt, România exporta tot, exporta aproape orice și la orice preț, numai pentru a putea achita datoriile externe. În același timp, Ceaușescu a pus în aplicare un program aparent liberal de privatizare parțială a întreprinderilor, prin care angajații puteau, într-un mod doar teoretic benevol, să achiziționeze părți sociale, participând la fondul de investiții al fabricii în care lucrau. Valoarea părților sociale nu putea depăși 30% din valoarea totală a întreprinderii și urma să fie stabilită de Adunarea Generală a Oamenilor Muncii. Practic, acest lucru însemna însă pur și simplu reducerea salariilor. E timpul să analizăm și să despărțim puțin apele. Personal cred că cererea femeii de a reduce investițiile într o perioadă de criză este pur și simplu o idioțenie. Una din lungul șir cu care femeiul ne-a obișnuit chiar în zilele noastre. Oamenii ăia sunt pur și simplu limitați, ca să nu zic altfel. Dar nicio țară sănătoasă la cap nu limitează investițiile când vine criza. Din contră. Da, Maurer avea dreptate în 1971 când îi spunea lui Ceaușescu că industrializarea merge prea repede, dar Ceaușescu avea dreptate în 1980 să continue investițiile. Problema lui atunci era alta. Pe plan extern, Ceaușescu își cam jucase toate cărțile. Americanii aveau relații directe și din ce în ce mai bune și cu rușii și cu chinezii. Nu mai aveau nevoie de brokerajul lui Ceaușescu și nici de dizidența lui în cadrul blocului sovietic. N-aveau de ce să-i mai dea nici bani, nici tehnologie. Apoi, Chiar dacă a continuat investițiile, Ceaușescu început să o ia razna. O investiție în infrastructură creează locuri de muncă, dar ea trebuie să fie și utilă economiei ulterior, să o facă mai eficientă. Or, ce sens ce sens avea economic o investiție precum Casa Poporului, o investiție făcută mai ales cu pușcăria și cu voluntari, aduși prin rotație din toată țara, scoși din producție la fabricile lor și detașați la București. Așadar, datorii imense, o populație înfometată, tehnologie IOC, finanțare IOC și încă ceva, foarte important, extrem de important. Ceaușescu a fost strădat de ideologie. E o chestie pe care comunismul nu o prevăzuse nicicum. Firea omului, Esența ființei umane, nevoia de competiție pentru a avea în final progres. Șomajul este cea mai mare spaimă a societății capitaliste, așa cum era ea văzută din comunism. Venită chiar de la Marx, această teorie impune angajarea întregii forțe de muncă disponibile pentru a nu permite capitaliștilor veroși să profite de spaimele proletariatului, spaime ce ieftinez mâna de lucru. Experimentul comunist a dovedit însă cu supra măsură altceva. Odată locul de muncă asigurat pentru toată lumea, o parte a angajaților devine ineficientă, încărcând costul unui produs și deci competitivitatea acestuia. După anii tulburi de după război și după demararea colectivizării și industrializării, șomajul a dispărut de facto în România. Aveau o slujbă nu numai cei care voiau, ci și cei care nu voiau. La o banală legitimare pe stradă, miliția te întreba unde lucrezi, iar dacă nu lucrai niciunde, era imediat încadrat în câmpul muncii. Trebuia să mai și muncești pentru asta? Da și nu. De fapt, nu prea. Așa a apărut și vorba, timpul trece, leafa merge. Competiția la locul de muncă era doar pentru cei care doreau neapărat să promoveze profesional, iar în deceniul 80 s-a creat un alt paradox. Leafa nu mai conta nici atâta timp cât oricum produse nu se găseau în magazine. Diferența dintre cel cu salariu de 1000 de lei și cel cu salariu de 2000 de lei nu prea mai exista, căci bani avea toată lumea, dar nimeni nu avea ce face cu ei. Nu avea sens să îi economisești atâta timp cât casa ți-o dădea statul, ca să îți iei o mașină trebuia să aștepți 5 ani, ca să prinzi bilete pentru un concediu la mare aveai nevoie de pile la sindicat, iar pentru o urgență medicală bagnota de 100 de lei nu o primea nimeni cum era primit un pachet de chen de contrabandă. O aristocrație birocratică și coruptă se dezvolta paralel într-o economie a speculei cu produse străine sau doar cu produse de bază, inevitabilă în situații de criză alimentară. Începând din anii 70, Ceaușescu a introdus sistemul planificării, un principiu corect și capitalist, condiționând retribuția integrală a angajaților de îndeplinirea planului. Dar el a devenit oricum inutil din momentul în care furtul din întreprindere a devenit regula, iar banii și salariul nu mai contau că își banii avea toată lumea și cum nimeni nu rămânea șomer pentru nemuncă. Carnea, ouăle, pâinea, laptele, benzina, acestea erau lucruri pe care nici munca, nici banii nu le mai puteau cumpăra, pentru simplul motiv că ele nu se mai găseau. Este, desigur, doar o teorie, dar este posibil ca lucrurile să fi mers altfel dacă din cei 8 milioane de angajați și. Da, 8 milioane de angajați 500 de mii ar fi fost, de exemplu, șomeri. S-ar putea să vi se pară șocant ceea ce vă spun acum, dar spaima că îți poți pierde locul de muncă te poate face mai eficient în ceea ce prestezi acolo la locul de muncă. Altfel spus, oameni buni, șomajul, într-o limită de să zicem 5%, este bun, este productiv, schimbă mentalitatea celui care are un loc de muncă, îl face să-și prețuiască munca și să o facă cu un alt interes. Personal, cred că acest defect structural al ideologiei marxist-comuniste a fost determinat. De sau a fost cel mai important încăderea comunismului ca sistem economico-social. În România asta a contat mai mult și decât supraîncălzirea economică produsă de industrializarea forțată, a contat mai mult și decât lipsa finanțărilor și uh, chiar decât creșterea dobânzilor la datoria externă, iar foameta din anii 80, cei în care Ceaușescu a exportat tot, tot înfometând populația, doar a detonat această bombă socială, amorsată în esență de lipsa competiției cea care ne face să progresăm, să fim mai buni. Bineînțeles că este mai util să administrezi o datorie externă uriașă decât să înfometezi aberant un popor pentru a o plăti. Ceea ce trebuia să facă Ceaușescu era să crească în mod calitativ producția astfel încât datoria să devină mică în comparație cu PIB-ul țării și mai ales cu PIB-ul repartizat prin bunăstare cetățenilor care muncesc. Dar acest lucru era imposibil de realizat cu filozofia timpul trece la fa merge. Pur și simplu, produsele românești nu erau vandabile, nu erau de calitate. Desigur, au existat și excepții, dar dacă produsele românești ar fi fost mai bune, poate ar fi fost și mai scumpe, poate se vindeau mai bine la, la export și poate ratele alea la datoria externă s-ar fi plătit fără să mai dispară produsele de bază din magazinele românești. Nu poporul l-a trădat pe Ceaușescu, ci însăși ideologia sa, cea care n-a înțeles în anii 50 că un țăran băgat cu forța la colectivă se va răzbuna pe ea muncind prost și furând orice îi cade în mână. Și n-a înțeles nici în anii 80 că un muncitor care nu poate fi concediat chiar dacă nu muncește, nu va munci sau va munci foarte prost. Sunt chestiuni care țin de psihologia umană, de ființa noastră, de mecanisme sociale pe care mulți dintre noi nici nu le conștientizează. Știu că ceea ce spun acum va produce o mare bulversare pentru mulți dintre dumneavoastră telespectatorii. Azi, când șomajul este probabil cea mai mare spaima unui cap de familie, așa cum și eu sunt, dar v-am spus, progresul este de neconceput fără competiție. Nici Dej, nici Maurer, nici Ceaușescu, nici Gorbacev sau Castro sau Mao nu aveau cum să reușească pentru simplu motiv că ideologia comunistă avea o problemă sistemică una care nega esența ființei umane. Apropo, să nu credeți că Mihail Gorbaciov și-a imaginat vreo secundă că reformele sale vor duce la căderea comunismului sau la căderea Uniunii Sovietice. Ceea ce a avut Gorbaciov a fost doar eliberarea URSS de povara a țărilor socialiste pe care le ținea în spate prin subvenții și resurse. Nu, pe Ceaușescu nu plata datoriilor, nu femeiul, nu americanii l-au terminat. L-au schimbat rușii, în urma unui plan aprobat, să știți, încă din 87. Este adevărat și pentru că pierduse protecția americanilor, dar nici Gorbaciov, nici KGB-ul, nici URSS-ul nu, nu au anticipat ceea ce avea să urmeze. Să se vadă că aici se face ordine. Cu contribuția, cu participarea, cu prezența oamenilor muncii cu participarea activă a poporului și nu a unor conducători care s-au auto-intitulat conducători, sau au auto-intitulat aleși ai poporului, sau au auto-intitulat comunism, n-au nimic de-a face nici cu socialismul, nici cu ideologia uh, comunismului științific. Au întinat numai numele Partidului Comunist Român. Au întinat numai memoria celor care și-au dat viața pentru cauza socialismului în această țară. Un om care pe 22 decembrie 1989 credea că Ceaușescu a fost problema nu comunismul sau socialismul său științific. La fel ca și Ceaușescu, domnul Ion Iliescu a menținut economia centralizată până prin 1996, când totul a crăpat. A fost adus din nou doctorul femeii care firesc a făcut totul țăndări în stilul lui caracteristic. Adevărata revoluție, să știți, nu a avut loc pe 22 decembrie, chiar dacă la Timișoara, de exemplu, pe 20 decembrie 1989, adică fix acum 25 de ani, comunismul fusese abolit prin voința cetățenilor, iar nu a rușilor. Dar adevărul despre Țara noastră este că imediat după 1989 ea a fost o țară ocupată, cu o economie ce n-a vrut să se despartă de comunism încă mulți ani după aceea. Adevărata revoluție s-a petrecut în mințile și în sufletele noastre și a durat nu 5 zile, nici 5 săptămâni, ci aproape 7 ani. Și acum pe final, haideți să doborăm împreună niște mituri, vreți? Doamnelor și domnilor, în 1989 România avea 8 milioane de angajați, un salariu mediu de 250 de dolari, exporturi de 10 miliarde de dolari și un PIB de 53 de miliarde de dolari. În 1992 PIB-ul scăzuse la 20 de miliarde, numărul de salariați era cam același, dar salariul mediu prin devalorizarea leului, cauzată în principal de importurile masive, scăzuse la mai puțin de 100 de dolari. Începând din 1992, producția s-a stabilizat, dar Nerestructurate, întreprinderile românești încă de stat au, produ au produs pe stoc și inevitabil cele mai multe au falimentat. Personal nu cred că domnul Iliescu pus de ruși la conducerea României, iar apoi ridicat pe simpatia populară Anti Ceaușescu ar fi reușit să-și construiască socialismul său științific, nici dacă Uniunea Sovietică nu s-ar fi destrămat în 1991. Dar. Dar în România, comunismul a picat cu adevărat abia după alegerile din 1996. Atât a durat Revoluția din capetele noastre, șapte ani. Abia în 2003, la 14 ani de la Revoluție, economia românească a atins și depășit nivelul din 1989 și asta sub valul de investiții adus de iminenta integrare în NATO și în Uniunea Europeană. N-am fi reușit să facem asta dacă Rusia n-ar fi trecut printr-un deceniu de derută după prăbușirea URSS. Probabil azi am fi fost precum Ucraina sau Republica Moldova. Acesta era planul lui Gorbaciov oameni bun, și probabil am avut noroc că planul său a eșuat. Azi avem mai puțin de 5 milioane de angajați, aproximativ 20% din populația țării este ocupată în agricultură, iar această ramură mai face cam 6% din PIB. Care, apropo este de patru ori mai mare decât în 1989, la fel cum tot de patru ori crescuse PIB-ul țării și din 1965 și până în 1989. Salariul mediu pe economie este azi cu 250% mai mare decât era pe vremea lui Ceaușescu. Avem și 700.000 de șomeri, dar și 2 milioane de persoane inactive, rezultat al șomajului sistemic, îndelungat. Populația țării a scăzut cu 15% din cauza migrației și a vremurilor grele Iar foștii cooperatori, cei pe care Petru Groza, Dej, Ana Paucăr și Ceaușescu I-au introdus într-un sistem de facto sclavagist Au murit cei mai mulți dintre ei săraci Sau încă mai trăiesc cu o pensie socială, o pensie minimă de 350 de lei Deci tot de sărăcie cruntă o parte și la bătrânețe în final aș vrea să vă spun doar atât. Judecarea istoriei este mai puțin importantă decât înțelegerea ei. Am realizat această emisiune împreună cu colegii mei nu pentru a înțelege dacă a fost rău sau bun comunismul dacă e mai brea sau nu capitalismul. Fiecare sistem economic sau politic are avantajele și capcanele sale, dar azi nu mai este cu adevărat important nici să-i judecăm meritele sau greșelile lui Ceaușescu, nici să dăm cu pietre în părinții noștri care au ridicat România chiar și în acele vremuri. Ceea ce contează cu adevărat azi este adevărul. E bine să-l știm, chiar dacă pe alocuri el este dur, este crud, este sălbatic. Fără adevăr nu există nici bunăstare, nici libertate și nici progres. Doamnelor și domnilor, în numele echipei Busy Day vă urez sărbători fericite și vă dau o întâlnire aici pe canalul 1 al televiziunii românei, luni, 12 ianuarie 2015, de la ora 22 fix.